Seara. Aș vrea să recitesc astăzi uh, afirmația controversioară a lui Stephen Hawking și pe baza ei să ridic o întrebare uh, la care voi, uh, voi oferi două răspunsuri uh, prezumtive, să zic așa. Uh, spune Hawking, până acum savanții s-au ocupat numai de teorii care descriu cum este Universul, în loc să se întrebe de ce. Pe de altă parte, cei care se întreabă de ce, filozofii și teologii, spun eu, n-au fost capabili să țină pasul cu progresul teorilor științifice. În secolul XVIII, filozofii considerau că întregul domeniu al cunoașterii umane, inclusiv știința, era câmplor de discuție și de aici Kant, Hegel, ca să mai vorbesc de înainte, înaintea lor, discutau în lumina mecanicii newtoniene și a științelor despre univers pe care le aveau atunci, discutau sensul existenței. Filozofii și-au redus treptat orizontul la ceea ce numește Wittgenstein, cel mai, mai faimos filozof al secolului nostru că este obiectul filozofiei și anume analiza limbajului. Ce cădere de la tradiția măreață a filozofilor de la Aristotel la Kant. Hawking nu este împotriva filozofiei, ci de plânge de căderea filozofiei care nu a ținut pasul cu știința. Mai departe, spre el, totuși, dacă vom descoperi o teorie întreagă a Universului, o teorie a tuturor lucrurilor, atunci filozofii, oameni de știință și oameni de rând vor putea să participe la o conversație despre sensul lucrurilor, o conversație informată, și dacă vom găsi răspuns la această întrebare, va fi triumful final al rațiunii umane, pentru că atunci vom cunoaște mintea lui Dumnezeu. Deci, Hawking încheie cu o afirmație cu caracter teologic, cunoașterea minții lui Dumnezeu. Așa, în această seară să ridic două întrebări. Prima, în ce uh, sens uh, teoria relativității și, și fizica cuantică ne-au ne -au oferit posibilitatea un nou, unui nou discurs ontologic, un discurs care să abordeze tematici filozofice și teologice vis-a-vis -vis de uh, predecesorii noștri? Și a doua întrebare, uh, în ce măsură teoria evoluției? Modifică felul cum înțelegem sensul existenței și implicit modifică uh, discursul teologic. Ferește, există și uh, situația, uh, să zic așa, superficială, chiar dacă nu foarte superficială, în care pur și simplu respingem și teologia și filozofia pentru că sunt depășite și ne mulțumim să ne întrebăm cum sunt lucrurile fără să ne mai întrebăm despre sensul lor. Și nu zic că această atitudine nu este legitimă. Este o opțiune personală în ultima instanță. Însă eu vorbesc din punctul de vedere al filozofiei și al teologiei. În ce măsură aceste discipline sunt modificate de noile cunoștințe despre Univers și, pe de altă parte, despre noile cunoștințe despre viață, despre natura vieții. Așa că o să încep cu prima problemă, cunoștințe despre Univers. Prima mare revoluție în gândirea umană au făcut-o grecii. Și în ce constă Revoluția Greacă? Care este știința care a dus la o revoluție în filozofie și în teologie reprezentată de greci? Teologia creștină nu se trage atât de mult din iudaism, cât din gândirea greacă. Aș vrea să merg la pe la Biblie, pentru că Biblia ne oferă o narrativă pe care o cunoaștem cu toții și am discutat-o de mai multe ori. Deci este un, un numitor comun. În cunoaștere. Biblia reflectă, într-un mod aparte, prima Revoluție științifică a omenirii, care este Revoluția Bronzului. Revoluția Bronzului, care a fost reprezentată de crearea societății urbane-agrare, de metalurgia bronzului, de arhitectură, noi, noi construcții de arhitectură, canale de irigații sistematizarea terenului, dar în mod special de astronomie, bineînțeles, dar în mod special geometria. Prima revoluție științifică a omenirii a fost descoperirea geometriei. Hai să iau ca exemplu turnul Babel. Știm cu toții că Biblia îl vede pe Cain ca fiind părintele acestei revoluții științifice, urban-agrare, din epoca bronzului. Și toate invențiile în metalurgie, în diferite unelte, arme și așa mai departe, sunt puse pe seama urmașului, locain. Se pare că uh, urmașul lui set a fost kosher. Adică nu s-au întinat cu metalurgia fierului, care se pare că are o conotație uh, de nekosher. Și nu au funcționat de geometrie. Atunci când Dumnezeu i-a spus noi să facă arme, i-a comunicat planul uh, uh, corăbiii, nu l-a lăsat pe noi să și-l facă. Și când Dumnezeu i-a spus lui Solomon să facă un templu, sau mă rog, i-a spus lui David, oricum, planurile templului au venit de la Dumnezeu pe revelație, nu au venit de la Solomon, ei nu s-au ocupat de geometrie. Turnul Babel este istoria tipică, pentru că istoria turnului Babel este aceea că oamenii s-au adunat să facă un turn, care să ajungă până la cer, însă Dumnezeu le-a încurcat limbile. Cumva aceasta reflectă o limită a limbajului natural. În ce sens? Imaginați-vă o grămadă de oameni care se apucă să construiască un turn. Cineva privește într-un unghi și vede că o anumită o, o linie este dreaptă și altul privește în altul unghi și vede că este strâmbă. Da? Cineva spune că trebuie să mai zidim în colțul ăla să vină într-un unghi care mai, mai încrat puțin. Acela care este în colțul acela nu îl înțelege bine și Înclinația este altfel decât se așteaptă cel care a propus și așa mai departe. Ce vreau să spun este că limbajul natural nu poate oferi omului un plan consistent ca să coopereze coopere la construcția unui turn. Ai nevoie de un proiect în limbajul geometriei. Și bănesc că atunci când evreii au ajuns prizonieri în Babilon și au văzut uh, ziguratul din mijlocul cetății de 30 de metri, a fost uimiți și s-au întrebat cum au putut neamurile să construiască turnul acela care ajunge până la cer. Bine este că tu este geometria. Ce implicații filozofico-teologice a avut geometria? Marea descoperire a grecilor este aceea că adevărul nu este dat de simțuri, ci de rațiune, de logică. Pentru că adevărul despre forme nu îl dă ochiul ci îl dă geometria. Și geometria la greci, în special, este o știință pur deductivă, în care din câteva acțiome deduci toate proprietățile uh, formelor geometrice în plan sau în... Uh, sau tridimensional. Lucrăciunea este o mare descoperire, pentru că uh, uh, ideea principală este că simțurile te înșeală și nu poți să ai încredere decât în rațiune. Și ceea ce nu este rațional, nu există, este doar o iluzie. Uh, ideea aceasta vine în contradicție cu mentalitatea multor credincioși care trăiesc încă într-o epocă pre-rațională, uh, în epoca profeților evrei. Și uh, ceea ce caracterizează un profet evreu este că el vede sau aude și spune, dar niciodată rațiunea nu joacă un rol aici. Uh, uh, Elisei îi spune lui Dumnezeu, Doamne deschide ochii, uh, robului meu să vadă carele și călăreții de foc a îngerilor aflați în jurul Ierusalimului, sau în jurul Samariei, mă scuzați. Uh, uh, Elisei nu aduce în argument rațional că acești cai și care există. Un filozof grec s-ar în, în primul rând, că există. Dacă nu poate fi demonstrat prin rațiune, nu există. Și de aici câteva concluzii ale grecilor. O primă concluzie este că mișcarea este o iluzie, și că timpul nu există. De ce? Pentru că uh, uh, geometria poate să raționalizeze spațiul, dar nu poate raționaliza mișcarea, schimbarea și timpul. Este cunoscut paradoxul Zenon, care demonstrează că mișcarea nu e posibilă. Fiindcă un obiect ar trebui să fie în două puncte în același timp, ceea ce contrazice geometria. Și așa că nu există mișcare. Mișcarea este o iluzie. Schimbarea este o iluzie. Pentru că nu, grecii nu au un instrument care să modeleze procesul schimbării și nu au un instrument care să uh, uh, măsoare mișcarea, să calculeze mișcarea. Uh, asta e problema grecilor. Însă este un pas înainte. În sensul că grecii înțeleg raționalitatea lumii și înțeleg rolul rațiunii în stabilirea adevărului, dacă vreți, rolul ma rațiunii matematice în stabilirea adevărului, rolul logicii în de adevărului. Înțeleg că nu simțurile, nu intuiția, nu experiența sunt baza cunoașterii, ci rațiunea, logică. Acum, Grecia limitele lor n-au inventat știința, nu cunosc rolul experimentului, al observației sistematice, dar este o mare pas înainte. Vreau să spun că o idee care se a dat din filozofia greacă, mai ales din Platon, aceea contemplației mistice, a contemplației estetice în fond nu este marea descoperire a grecilor. Marea lor descoperire este raționalismul. Aristotel nu a fost atât de categoric în privința mișcării, dar a avut aceeași idee. Repauzul este ceva ontologic și mișcarea e un accident și din cauza aceasta cineva trebuie să provoace mișcarea și aceasta este Dumnezeu. Deci Dumnezeu este agentul nemișcat care mișcă toate lucrurile. Omul are un suflet din cauza aceasta, omul se poate mișca. Vom discuta despre aceasta mai, mai târziu. Um, un, uh, în teologie, unul dintre impacturile, una dintre, infl una dintre influențele principale al raționalismului, al raționalismului grec este modul în care a fost formulată dogma Trinității. Dumnezeu este o substanță, omul este o substanță, Iisus este o dublă substanță sau o dublă natură. Dumnezeu este o substanță între ipostaze, Tatăl Fiul și Duhul Sfânt. Um, toate acestea sunt legate. În ultima instanță, de conceptul unui spațiu absolut în care timpul este iluzie sau timpul este nesubstanțial, este accidental. Și schimbarea este pur accidentală. Dumnezeu este substanța care este egală cu fenomenul, cu exprimarea ei. Din cauza asta, la Dumnezeu nu există schimbare. La om există schimbare pentru că omul nu este egal cu substanța lui sau dacă vreți în limbaj platonic, ideea niciodată nu corespunde perfect cu umbra ei în viața trăită, în mișcare, în timp. Câteva idei care se dezvoltă de aici. Una este foarte importantă, este ideea lui Augustin, că timpul este o iluzie și fiindcă timpul este o iluzie, Dumnezeu trăiește în afara timpului. Și cei mântuiți vor trăi în afara timpului. Toate evenimentele sunt simultane în univers. Și de aici preștiința lui Dumnezeu, de aici și predestinația, însă mântuirea însemnează ieșirea din timp în afara timpului. Și este o idee care a fost moștenită în teologia creștină până în timpul nostru, aceea că în veșnicie nu va mai fi timp, acum aceea în veșnicie nu va mai fi timp, fiindcă de multe ori aud în bisericile noastre asemenea discuții, asemenea nonsensuri, oamenii vorbesc lucruri pe care le înțeleg. Frate, că vor fi în veșnicie, nu va mai fi timp. Ce înseamnă asta? Nu știe să-mi explice. Dar când vom fi mântuiți, nu vom mai trăi în timp. Vom trăi în veșnicie. Nu, nu, nu pot să. Ei nu pot să dea explicație. Dar, certe că este aici o, o moștenire de la Augustin. Mântuirea înseamnă ieșirea sufletului în afara timpului. Fiindcă ieșirea în afara timpului și a schimbării este ieșirea în afara iluziei, în domeniul ceea ce este necesar. Aș vrea să repete de ea că. Adică asta nu a fost o mistică la greci, a fost raționalismul grec. Ceea ce aduce secolul XVII și Revoluția Galileană și Revoluția Newtoniană este o nouă concepție despre timp, în care spațiul este un absolut, dar și timpul este un absolut. Amândouă sunt absolute și sunt. Uh, sunt independente de una de alta. Uh, nu vreau să. Uh, aici să discut despre mecanica newtoniană. Sunt principiul 3, legea lui Newton. Dar ceea ce caracterizează aceste legi este faptul că există o ecuație a mișcării și această ecuație a mișcării implică așezarea mișcării în ecuație, însemnează timpul ca o variabilă în ecuație. Și. Uh, Uh, Newton uh, trage el însuși concluziile filozofice din mecanica lui și lăsă la parte mecanica lui, aș vrea să uh, uh, trag concluziile filozofice. Prima concluzie este că spațiul și Dumnezeu sunt una. De ce spațiul și Dumnezeu sunt una? Pentru că spațiul este absolut și spațiul este infinit. Uh, după uh, legea uh, a doua lui Newton spune că gravitația este egală cu constanta G înmulțită cu masa or masa supra patratul distanței. Patratul distanței face imposibil ca stelele să graviteze în jurul lui centru comun. Și atunci ar trebui ca tot universul să cadă, să se prăbușească. Dar ideea este că universul e infinit. Și atunci oarecum gravitația stelor se compensează între ele într-un spațiu infinit. Dar pentru că spațiul e infinit și spațiul e absolut. spațiul trebuie să fie egal cu Dumnezeu. Aceeași idee însemnează uh, că dacă mișcarea, mișcarea este generată într-un spațiu absolut, uh, este generată de Dumnezeu care creează impulsul inițial. Și uh, aici ajung la altă concluzie, că timpul este acela în tot Universul. Este important pentru mecanica lui Newton ca timpul să fie același în tot Universul. Și uh, cred că există o expresie în Cartea Marea Luptă, care reflectă foarte bine această concepție neuternală despre Univers. Este capitolul sfârșitul Luptei, în care se spune un singur puls de iubire pleacă de la Dumnezeu în tot Universul și se întoarce într-un singur val de adorație și cântare. Observați aici, ideea este cea univers care îl are pe Dumnezeu în centru. De fapt, în, la Ellen White, universul chiar gravitează în jurul tronului lui Dumnezeu și uh, îl lasă asta la o parte. Cert este că uh, este un singur puls de armonie care străbate întregul univers, impulsul pleacă de la Dumnezeu, se întoarce înapoi, că laudă ca și cântare. Dar cert este că aici trebuie să existe o, uh, un timp uh, absolut, în sensul că un singur puls însemnează un singur ceasornic, un simplu timp în tot Universul. Vedește, Newton este antitrinitarian. Pentru că dacă Dumnezeu este spațiu, nu poate, Dumnezeu nu poate să fie trei substanțe diferite. Există un singur spațiu și un singur uh, timp. Trinitarianismul este contrar uh, ideii, uh, mă rog, uh, contrar spațiului și timpului newtonian. Și din, acest, din același motiv, primii noștri pionieri au fost anti-trinitarian. antitrinitarieni, fiindcă însăși profeția este în timp newtonian, în sensul că totul este determinat dinainte. Există un determinism strict în Univers. Și Dumnezeu poate să cunoască viitorul, pentru că dacă cunoaște toate forțele care sunt la lucru în istorie, cunoaște exact timpul, locul și deznodământul. Pentru că totul este o interacțiune de forțe mecanice. Ideea este că Universul este o mașină, un ceasornic. Ceea ce caracterizează un ceasornic este că are un singur tic-tac, un singur timp. Da? Două ceasuri pot să difere, dar un ceas nu poate să difere cu el însuși. Și este asamblat de un ceasornicar din afara lui. Acesta este Universul lui Newton. De aici, de aici, teologia ceasornicarului. Dumnezeu este ceasornicarul care are reglat ceasul și l-a lăsat să ticăie. Este filozofia deistă. Și, bineînțeles, că cine cunoaște ceasornicul, cine îl studiază, știe unde va ajunge limba mare sau limba mică peste cât timp. Și, ca atare cunoaște și viitorul, viitorul universului, viitorul istoriei. Uh, trec peste Newton și ajung la teoria relativității. Ce aduce teoria relativității? Uh, mai întâi, noțiunea că spațiu și timpul sunt relative. Cu asta deja ne am învățat. Ceasurile merg diferite în diferite locuri ale universului. Există un orizont de evenimente care merge în direcția razei de lumină și înaintează cu viteza luminii. Uh, Ca atare, simultaneitatea Uh, obiectelor e relativă. Uh, un, un eveniment poate fi înaintea altui eveniment, pentru cineva care merge într-o direcție uh, anume și evenimentul B poate fi înaintea evenimentului A, pentru cineva care care vine în direcția opusă, amândoi merg cu viteze apropiate de viteza luminii. Uh, gravitația afectează uh, scurgerea timpului și mai mult decât atât spațiul și timpul sunt dimensiuni. Timpul este a patra dimensiune. Este aici o problemă pe care, de care ține principala revoluție pe care a adus-o fizica relativistă. Și în ce constă această problemă? Problema este că în Universul Newtonian spațiul nu poate avea decât trei dimensiuni. Și de ce? Pentru că gravitația, forța gravitației, scade invers proporțional cu pătratul distanței. Dacă ne reprezentăm uh, în plan, uh, liniile uh, de forță ale gravitației, da? Deci, uh, gravitația ne reprezintă prin mai multe linii de forță care pleacă radial dintr-un centru. Uh, și uh, aceste linii de forță, pe măsură ce se depărtează de punctul lor de plecare, uh, devin mai puțin dense. Lucrul acesta este intuitiv, da? Acum știm cu toții că aria unui cerc este egal cu pi înmulțit cu raza. Patratul razei înmulțit cu pi. Așa că aria pe care se, sunt distribuite aceste linii de forță crește odată cu patratul, cu, cu patratul razei, cu pătratul distanței. Implicit, densitatea linilor de forțe scade cu patratul distanței. Și ce înseamnă aceasta? Însemnează că dacă uh, Universul ar fi tridimensional, uh, ar scade, gravitația scade cu cubul distanței. Și, deci, planul ar avea încă o dimensiune în plus. Și gravitația scade cu cubul, uh, invers proporțional cu cubul distanței. Asta ar însemna că uh, Soarele n-ar putea să ține planetele în orbite. Și Universul ar putea să existe așa cum există. Însă, când ajungem la fizica relativistă, uh, ideea curburii spațiului, aduce în minte, intuitiv, uh, noțirea unei A5 a cincea dimensiuni. Uh, dacă ne imaginăm spațiul bidimensional, este curbat în a treia dimensiune. Un spațiu tridimensional, dacă vezi dimensional, dimensional, de timp, se curbează în a cincea dimensiune. Ne interesează ecuațiile gravitației Einstein merg în trei dimensiuni. De ce merg în trei dimensiuni? Pentru că țin cont de pătratul distanței. Dar uh, geometria geometria neeuclidiană al lui Einstein oarecum cere A5 a cincea dimensiune. Și uh, ce mai mulți uh, s- savanți până în secolul, până, până, până în anii 50, a fost mulțumiți cu ideea unui spațiu tridimensional la care timpul se adaugă ca a patra dimensiune, rămânând cu întrebarea este sau nu este posibil să te miști și în a patra dimensiune, cum te miști în celelalte trei dimensiuni? Și întrebarea de ce nu ne putem mișca în a patra dimensiune ca în celelalte trei dimensiuni? Răspunsul este dat că direcția razei de lumină, direcția unde e de gravitație și a unde e electromagnetice e ceea ce stabilește direcția timpului. Așa că din cauza aceasta nu ne putem întoarce înapoi în timp, sau dacă vrem, uh, uh, evoluția Universului de la Big Bang și direcția entropiei este direcția timpului și din cauza asta nu ne putem întoarce. Uh, totuși speculațiile au continuat să, uh, să fie produse pentru că dacă totuși timpul este a patra dimensiune, de ce am, uh, ar trebui să existe undeva un mijloc ca să ne putem întoarce înapoi în timp, să, să, iar să revenim în prezent, așa cum ne întoarcem, ducem și ne întoarcem în oricare dintre cele trei dimensiuni ale spațiului. Însă, una dintre problemele care uh, uh, îi frământă pe fizicieni și pe astrofizicienii de timpul nostru uh, este sinteza între, sau căsătoria, să zic cum se spune, între fizica cuantică și fizica relativistă. Și care este problema aici? Legile care guvernează particulele subatomice nu, nu, pot fi, nu au o descriere geometrică. Legea gravitației are o descriere geometrică și câmpurile electromagnetice au o descriere geometrică. Teoria relativității generale nu este altceva decât o descriere geometrică a Universului. Totul este geometria spațiului și timpului. Însă în lumea particulor cuantice nu poate exista o descriere geometrică, nu poți să ai în același timp poziția exactă și viteza particulei cuantice. Ce mai am zis noi dintre noi știm acest lucru? Este ca și cum particule apar și dispar tot timpul. Și există tot mai mulți fizicieni care încearcă să rezolve această problemă extinzând geometria relativității la a cincea dimensiune. Uh, și care este ideea? Ideea este că, hai să vă un exemplu. Imaginați-vă o particulă care depășește viteza luminii. După legea relativității, această particulă iese din spațiu și intră, să zic, într-un nespațiu. Și tot după legea relativității ar trebui să meargă în timp înapoi. Uh, particula să se află într-un spațiu imaginar. Este un radical dintr-un număr negativ. Însă, spun unii, de ce să nu ne imaginăm că acest spațiu este la fel de real? Însă, este la vara Universului nostru. Și în acest spațiu, care pentru noi este spațiu imaginar, care la fel de real, viteza omului este viteza minimă, nu este viteza maximă posibilă. Și ca atare, o particulă intră și iese din universul nostru și atunci apare această nedeterminare din fizica cuantică uh, intră, iese dintr-un loc intră în alt loc, mai mult decât atât iese din timpul relativist din universul nostru și intră în trecut în alt timp, particula care iese în prezență uh, intră în trecut deci cu alte cuvinte uh, uh, intră înainte ca să iasă uh, deci uh, succesiunea Normala eveniment în universul nostru este răsturnată și aceasta creează haosul de lumea particolelor. Uh, hai să ne imaginăm că există a cincea dimensiune. Uh, ce ar caracteriza această cincea dimensiune? Uh, dacă extindem uh, uh, fizica relativistă la cinci dimensiuni, însemnează că gravitația uh, într-un plan bidimensional pe care merg de forțe, de fapt, mergem în plan tridimensional. Și ca atare, gravita gra uh, legea gravitației ar implica că forța gravitației scade odată cu cubul distanței, nu cu pătratul distanței. Dar nu acesta este cazul. Și atunci există două explicații. Una că uh, celelalte dimensiuni de spațiu sunt foarte mici, sunt microscopice și nu afectează cu nimic forța gravitației. Dar cealaltă idee care este foarte interesantă și care este ideea care a stat la baza filmului interstelar, este aceea că Universul nostru este o membrană. Da? Ne imaginăm o membrană bidimensională, fiindcă e mai intuitiv. Ferește că membrana este, tri, dimensională, Trebuie mai că imaginăm bidimensională. Și uh, există o altă dimensiune, o A5 a cincea dimensiune, care străbate această membrană și care intră într-un în ceea ce este un spațiu imaginar și timp imaginar pentru noi. Deci, într-un spațiu și timp care este în afara Universului nostru. Pentru că uh, noi suntem legați de trei dimensiuni de spațiu și a patra de timp. dar acesta este o A5 a cincea dimensiune. Să motivul pentru care gravitația nu se pierde în această A5 a cincea dimensiune este pentru că există un alt Univers paralel cu Universul nostru, care face ca uh, gravitația și să aibă aceeași direcție ca în celelalte trei dimensiuni și care face ca atare, ca mersul de la trecut spre viitor să fie același, să nu poată să fie schimbat. Însă, totuși, ideea multor fizicieni din timpul nostru este că aceasta în cea dimensiune există și că, practic, în această a dimensiune te-ai putea întoarce înapoi în timp, să ai putea să te duci în orice loc în spațiu dacă vrei. Dar imaginați-vă, vă rog, uh, uh, care este impactul? Deci aceasta este deocamdată o simplă speculație. Și mulți vor spune sunt simple speculații, dar hai să ne gândim de exemplu că legile lui Kepler uh, au originat din speculații. Kepler a speculat foarte mult cu privire la o anumită armonie universală, o muzică a sferelor, care credea el că este reală. Și tot căutând această muzică a sferelor, această armonie universală, tot felul de speculații metafizice Kepler, totuși a avut un lucru bun. A ținut cont de măsurătorile făcute de Tycho Brahe înaintea lui. Măsurători foarte exacte ale orbitelor planetelor. Până ce a ajuns să descopere legile mișcării, mișcări, mișcărilor corpor cerești. Tot care o prezare geometrică, ca elipse, nu newtonian, ca forțe. Dar Kepler a ajuns să le înțeleagă. Și Kepler ne-a lăsat legile mișcării cerești. Corpul acelui se mișcă în elipsă după legile lui Kepler. Însă Kepler, cea mai mare parte a vieții a făcut speculații. Așa că nu putem uh, spune că speculațiile sunt sterile. Uh, oamenii speculează, își pun întrebări, caută răspunsuri și știința se autocorectează și până la urmă ajung la teorii noi, care sunt teorii cu adevărat științifice. De exemplu, ce ar putea demonstra existența unei a cincea dimensiuni? unul sau existența altor universuri paralele. Uh, răspunsul este că dacă ar exista niște perturbații în gravitație, ar fi unde de gravitație, care să varieze așa cum variază undele electromagnetice, acestea ar fi provocate de universuri paralele. Gravitația a putut să treacă dintr-un univers într-alt univers. În această situație uh, există uh, instrumente care încearcă să detecteze Perturbări de gravitație în Universul nostru. Ferește că există unele semne ciudate. De exemplu, există, uh, există materia neagră, există accelerarea expansiunii Universului, uh, există energia întunecată, care este același lucru cu ultima, uh, și uh, sunt mai de fenomene cuantice. Toate acestea sunt considerate ca fiind perturbări pe care un univers paralel le provoacă în universul nostru. Însă, sunt simple speculații, așa cum am spus. Întrebarea care vreau să o pun este, care ar fi implicațiile unui astfel de concepții despre univers, pentru teologie și pentru filozofie, pentru întrebarea despre sensul existenței? Aici sunt câteva exemple. Universul nostru nu este singur univers. Să ne imaginăm că particulele cuantice trec dintr-un univers într-alt -un univers. Și atunci avem faimosul caz la pesicilor Schrödinger, care este moarte și vie, în același timp. Putem spune că pisica este moarte într-un univers și vie într-un alt univers. Că cineva are mai multe existențe posibile în diverse universuri. Că, de fapt, ceea ce e real este o posibilitate într-o mulțime de posibilități. Și ceea ce este real, posibil la noi, este real într-un alt univers. Sfânta aceasta, hai să discutăm câteva aspecte teologice. De exemplu, ideea că Dumnezeu a făcut totul bine, dar a creat doar posibilitatea răului. Schimbarea de paradigmă ar fi aceea, că Dumnezeu a creat toate posibilitățile de bine și rău, în mod egal. Nu putem spune că Dumnezeu a făcut binele și rău doar ca posibilitate. Și că toate posibilitățile există, toate au fost create. Și ca atare... Discursul clasic uh, al te te Teodiceei uh, este, este depășit și este compromis aici. În același timp, însă, uh, putem uh, pune întrebări cu privire la existență și neexistență. Care e diferența între existență și neexistență? Este diferența dintre posibil și real? Sau este diferența dintre un univers și alt univers? dacă o particulă care după trei relativității în viteza luminei intră într-un spațiu imaginar, dacă acest spațiu imaginar de fapt există, sau dacă într-o gaură neagră intri într-o într a cincea dimensiune care există, însemnează că de fapt ceea ce numim neexistență nu este neexistență, ci este existența alternativă. O altă întrebare interesantă este dacă există ființe inteligente care trăiesc în cinci dimensiuni sau mai multe dimensiuni. Și acestea au față de avantajul pe care l-ar avea o ființă tridimensională față de o ființă bidimensională. Vreau să povestesc o anecdotă ca să înțelegem cât de naiv sună narațiunea noastră tradițională în fața noilor concepții despre Univers. Ascultam o dată prelegerea unui pastor care ne prezenta o carte plină de platitudini teologice și, printre altele, mă rog, cartea lui vrea să arate că legea celor 10 puncție e veșnică și după aceea se funge Universul și așa mai departe, dar, printre altele, îmi spune, imaginați-vă, au existat trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, vorbeau unul cu altul, se ascultau cu unul pe altul, erau amabili unul cu altul și la un moment dat spun, ce ar fi să facem om ca să fie împărtășie cu noi? Da. Imaginați-vă așa scenă, deci ai trei ființe antropomorfe într-un în spațiu și în timp. De fapt, imaginația celor mai mulți creștini îl așează pe Dumnezeu înainte de creație într-un în anumit loc. Dumnezeu se află într-un anumit loc, care este cerul sau tronul lui, într-un anumit timp. Și de acolo o face creațiunea uh, Felul cum privim Universul astăzi, nu lasă loc pentru asemenea concepție. Pentru că uh, spațiul și timpul sunt, au ele însele un început. Uh, și toate aceste concepții, mă rog, oarecum newtoniene, deși nu au știința newtoniană. Imaginează un spațiu absolut și un timp absolut în care Dumnezeu există. Newton a fost mai inteligent. Newton a înțeles că dacă există un asemenea spațiu, atunci acest spațiu este Dumnezeu și acest timp este chiar Dumnezeu. Da? Deci nu l a putut pune pe Dumnezeu într-un spațiu și un timp absolut. Acest spațiu și timp trebuie să fie chiar Dumnezeu. Dar acești creștini nu, nu gândesc să critica Newton. Și ei rămân la ideea că spațiu și timpul sunt niște lucruri absolute. Nu le nu pun sus întrebării. întrebări. Și Dumnezeu apare aici ca o fel de divinitate antropomorfă, care este undeva, sau sunt trei, nu unul singur, și la un moment dat, ei decid să facă om după chipul lor. Nimeni nu se întreabă de ce aceste divinități sunt antropomorfe, de ce vorbesc, de ce se ascultă cu politici unul pe altul, de ce au această cultură. Nimeni nu se întreabă. Acestea sunt niște date ontologice. Ele există. Omul nu se întreabă ce origine au. Și, bineînțeles, că omul este doar chipul și asemenarea lor. Stephen Hawking ne spune că dacă vom ajunge să înțelegem Universul, vom avea răspunsul. Care sunt legile care guvernează Universul nostru? Sau există și alte universuri? Există și alte dimensiuni de spațiu și timp? Ce se întâmplă cu particulele cuantice care apar și dispar? Ca și cum s-a creat din nimic în Universul nostru? Uh, cumva merg prin alte universuri și se întorc uh, și asta explică uh, legile fizice cuantice. Există deci o determinare geometrică dincolo de universul nostru care să poate să descrie și comportamentul uh, sub atomice. Uh, ce face ca timpul să fie reversibil? Este posibil să explorezi timpul dintr-o altă dimensiune. Este posibil să explorezi și spațiul într-o altă dimensiune se într-o altă dimensiune și să acoper să zic, sute de milioane de ani lumină. Parcă doar, să zic, doar un an sau doi lumină sau doi, trei ani lumină. E bine, toate aceste întrebări, într-o zi, vor afla un răspuns. Și cu acest răspuns, vom înțelege ce este timpul, ce este spațiu, ce sunt particulele, ce a determinat apariția Universului. În acest uh, context, Teologia va rămâne și filozofia va rămâne. Dar filozoful și teologul vor trebui să țină cont de știință atunci când își formulează întrebările. Pentru că întrebările noastre filozofice și mai ales cele teologice, de fapt, sunt puse în contextul unui univers care știm că nu există. Sunt puse în cel mai fericit caz în contextul universului newtonian. Iisus va veni din Orion sau de unde va veni, ne va lua undeva, ne va duce acolo, vom călători șapte zile, vom ține și sabatul, se va, sabatul se va ține și în cer, cum se ține aici, tot universul privește la parul de mântuire, deci ideea acestui unui singur puls. Acesta, zic, este, este cazul cel mai fericit. De cele mai multe ori credinciosul este la, rămas undeva în epoca bronzului. În, în, Într-o gândire pre precritică, în care el nu pune problema rațională a existenței, ci el pune problema viziunii, a impresiei, a visului, a mesajului, a unei descrieri verbale, în limbaj foarte concret, lipsit de abstracție, și a unei divinități antropomorfe, care e normal să fie antropomorfe și care a făcut pe om după chipul și a lui. În acest sens, Hawking are dreptate, în sensul că Uh, ceea ce va aduce în ultima instanță nu răspunsul la întrebările filozofice și teologice, dar va aduce ultimele date pe baza cărora să operăm în întrebarea ce este universul, ce sens are, va veni de la știință, de la fizică. Uh, Una este să te întrebi ce sens are lumea când pământul îi place celui deasupra și, bineînțeles, că deasupra stau zei sau stă Dumnezeu și jos stau oamenii, probabil de sub demoni sau morții. Al să te întrebi ce sens are lumea atunci când universul este un ceasornic, ca ceasornicul lui Newton, într-un spațiu absolut și timp absolut. Și alta este să te întrebi ce sens are lumea în contextul univers relativist. Și mai ales când geometria relativistă se extinde la alte dimensiuni. Și când, când știi că Universul este limitat și că are o istorie, un început, și într-o zi înțelegem ce a determinat acest început. Și înțelegem, vom putea să privim nu numai în Universul nostru, dar într-un vers altul vom putea crea modele care să situeze Universul nostru într-un context mai larg. Când vorbim despre ce în afara Universului, spre doar Dumnezeu. Dar va veni probabil timpul în care Universul nostru îl vom gândi. Nu îl vom vedea, nu vom vedea asta. Dar vom avea suficiente informații ca să creăm modele matematice, raționale ale Universului, cum a teoria relativității model matematic, în ultima instanță, curbura spațiului și timpului, n-a văzut nimeni până, până după moartea lui Einstein. Însă, Putem crea modele matematice în continuare. Și vom avea model geometric, poate, în care universul nostru să fie cuprins într-un multivers, în ceva ce este în afara universului nostru. Și atunci ne vom putea pune și alte întrebări. Sunt constantele fundamentale reglate de un mare matematician. Sau, de fapt, există foarte multe universuri cu diverse constante și constante din universul nostru sunt un simplu accident. Adică ne vom putea discuta despre principiul antropic, având informații științifice din afara Universului, care uh, ne vor, putea, ne vor informa suficient ca să știm dacă Universul nostru este o excepție, un accident, sau uh, este uh, opera unui inginer, ca să fie mai clar. Constantele fundamentale sunt reglate foarte fin în Universul nostru și asta face ca viața să fie posibilă și structurile existente să fie posibile. E, e, e greu de imaginat că această reglare fină a constantelor universale este un accident. Dar într-o zi vom avea răspunsul cum s-au împărțit forțele fundamentale în aceste patru forțe fundamentale. Uh, mă rog, a existat... Uh, Neil Tyson are un uh, exemplu foarte bun, foarte intuitiv. Spune: Imaginați-vă uh, la originea Universului un atom foarte mic și uh, mai mic decât un, un nucleu unui atom. Și toate forțele uh, care guvernează uh, particulele atomice, plus forța gravitației, sunt una singură. Pe măsură ce acest atom crește. Forța aceasta se desfacă, e forța electromagnetică, forță tare și forța gravitației, care, uh, care, uh, care este legea care guvernează comportamentul corpurilor în afara atomilor, în macrocosmos. E bine, se întreabă Tyson, uh, momentul trecerii atomului, acesta, uh, la Big Bang, momentul în care acest microcosmos devine macrocosmos, devine o macrostructură, este momentul în care avem răspunsul de ce sunt forțele fundamentale reglate așa cum sunt. Și pe și întrebarea, dacă sunt mai multe universuri, cu diverse constante, cu diverse constante fundamentale, atunci e posibil ca reglarea fine să fie un simplu accident. Toate acestea sunt întrebări pe care le astăzi. Și până la aceste întrebări, implicit, Preocuparea noastră este teologică. Și uh, sunt întrebări despre Dumnezeu, despre creație, despre viață și moarte, dacă lumea are un sens sau este sub un accident. Și uh, în uh, următoarele, spune Hawking, 300 de ani, mă rog, următoarele de ce poate? Așteptăm date noi care ne vor furniza nou material de meditație, de reflexie, de reflexie teologică și vor îmbogăți discursul nostru teologic. Ferește este mai comod să rămânem undeva în, 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 în urmă, să rămânem într-un univers mai simplu, care ne va mai puține probleme, la care răspunsul despre este foarte simplu: Păi ceasornicul a fost făcut un ceasornicar și ceasornicul a făcut cu un scop, uite-te că toate merg ca ceasul, e un ceasornicar, este un scop. Este foarte simplu acest răspuns. Și creaționistii încă se agață cu el cu dinții și cu unghiile. Însă, răspunsul acesta nu mai este valabil în timpul nostru. Așa că sunt de acord cu Hawking, știința nu poate răspunde la întrebări teologice și filozofice, dar știința pune limite dezbaterii teologice și filozofice. Știința ne arată ce e real și ce nu e real. Și dezbaterea noastră teologică sau filozofică trebuie să rămână în limitele realității, așa cum ne descrie de știință. Vă mulțumesc, vom continua să vorbim despre modul în care teoria evoluției afectează întrebarea despre sensul existenței. La revedere!